Salutare națiune, salutare legiune și bine te-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team. Pack opening, fraților, practic primul meu pack opening la FIFA 19 și chiar dacă pachetele nu sunt wow, am zis să-l deschid împreună cu voi. În două tranșe, avem nevoie de niște topis pentru Basic SBC. Hai să vedem ce și cum, dar înainte de asta nu uitați de butonașele fermecate, like, share și subscribe. E pe loan, hai să zicem... 7 meciuri practic. Bă, ăsta cred că e tot bonusul pe care el are. Avem pe Neymar la un 7 meciuri, ce cartonaș frumos. Nu arată rău. Oh! Portugal, Juventus, Ronaldo pentru Ultimate Team. Cristiano Ronaldo. Ai cu bordul ăla, mă. Ah, rare. Bine, nici nu mă aștept. Cine știe ce la astea normal. Și untradeable. Oh. Hai. Nimic, frate. Praf, bate vântul. Bă, slabe tare pachetele astea, frate. Ce avem aici? Avem pe Masuia cu nici nu știu cât costă ăsta. E și din Anglia. Fitness, avem și un cat. Foarte slab. Foarte, foarte slab. Bord, în sfârșit, mă, vine Portugalia, evident că nu o să fie Ronaldo, keeper de la Lyon, 84 Lopez. Bă, 84 nu e rău, ținând cont de pachetele astea modeste. 84, ce mai avem, un 77? Deci am avut noroc, practic, cu jucătorul ăsta, frate, că în rest, ia să vedem cât se dă. Compar, aoleu, 3000. 3.000, doar 3.000 de 84. Bă, nici nu-l vând. Cred că o să-l țin pentru viitoare SBC-uri. Hai că nu e rău. Primul board, fraților. Primul board. Trebuia să vină și ăsta, mama lui de board. Hai. Dar e Vas, bă, Vas e bun. Vas, cum îi zice. Mă, chiar că vreau să-l cumpăr pe ăsta la starter team. Chiar îl aveam pus în clipul de starter team. Mi se pare un cartonaș foarte, foarte echilibrat pentru echipa de început. Nu știu, cred că merge în 3-4.000. Vas, bine, mă, 3.600. 3.800, deci se dă în 4-5.000. Oh, perfect, am economisit 5.000 pe Vas. Bine, mă, Vas făcea parte din planurile mele. Perfect, ia să vedem puțin, bine, 3 stele, 4 stele, 3 stele nu e wow, dar pentru un starter team e ok. Viteză 77, 77, defending destul de echilibrat, 67 acolo, heading nu e cine știe ce, nici balance, 63 nu e wow. Dar nice ball control 81, finish 74, shot power 86, bă, nu e rău cartonașul ăsta. Passing stă foarte, foarte bine. Bine, mă, bă, chiar ați mulțumit. Da, cred că și ăsta se dă cu ceva. Da, cred că luăm și pe ăsta ceva. Hai că nu e rău. Luăm și pe ăsta ceva, nu? Sau nu? M-am înșelat. Opa, și nu e board. Din nou nu e board. E Rooney, dar Rooney nu ne ajută cu absolut nimic. Mamă, se de păchețele, mă. Avem un board până acum, mă rest destul de slab. Da, măi, frate, ești nebun. Avem și un sniper, fitness card, rating to ref. Ăsta o să coste ceva. Ăsta o să coste ceva pentru că am dat undeva la 1000 eu pentru SBC-ul ăla basic.
1100, dar ce a scăzut, doar 500, uite, 1300, cred că recuperăm 1000 pe cartonașul ăsta. Hai că nu e rău, sniper-ul, da, cam atât, slab pachetel, frate. Bă, nu se poate, mă, nu se poate. Samaris, Samaris 76. Eu înțeleg că pachetele nu sunt wow, dar mama măsi Samaris. Oh, tu-s geambă tău azi. Hector și în rest bălării și porcării. Tipic ei, frate. Tipic ei. Oh, avem niște canale. Camp CM, ce am vrut în gătul. Na, mă, praf, mă. Hai să le dăm pe astea, mai facem niște coins. Pe ăsta rapid pe transfer list. Slab. Bine, mă, Bordu. Mă, de acum nici nu dau seama. Manchester, cine e right middle? Oh, Mata 83. Tu-ți curută o Mata. Dar bine că e Bord de Spania, bă, slabă, 65 și viteze 76 șut. Ce slab e cartonașul ăsta, om. Dar avem un Bord, avem un Bord, avem un Bord. Mă, mă așteptam la mai mult la pachetul ăsta, dar e ok. Hai să vedem cât merge. 3000, 3000, se dă oare în 3000? Bă, nu e rău, hai că e bine. Da, praf, mă, praf. Praf. Pss, evident, mă, că nu e Bord, măi. Normal că n-o să fie Bord, mama măsii de cartonaș. Da, nu zău, nici nu mai oftic, frate. Nici nu mai oftic, frate. Momentul adevărului, momentul adevărului. Ai de capul meu. Ai de capul meu, ei, băga-mi-aș picioare pentru asta, am dat eu, mă, 100. Vai, Ultimate, mă, am luat și ediția Ultimate, frate. Pentru 2 jucători loan și pentru pachetelul ăsta, mă. Deci să alegi din 5 jucători, bă, și aveam 10 de opțiuni bune, mă, dă-o în naibii. Pe garaia ăla nu am cum să-l folosesc vreodată în viața mea cu 36 viteza aia. Bă, ce dezamăgit sunt, bă, gamea și picioare. Bravo, nu am ce să fac, mă, cu Bravo, Tadic. Jovetic, Robertson, bă, nu știu, să le iau pe asta mai hai, dar nu cred că Robertson, Robertson, 78, 74, 85 viteză, să le iau pe Bravo, dar nici banca nu face, frate. Bă, ce aiurea, mă, ești nebun, mă, și câte opțiuni avem, câte variante avem, nu-mi vine să cred, mă, nu-mi vine să cred, frate. Dă o măsa de treabă, mă, nu vine să cred. Robertson, Garay de la Valencia. Dar ce slab și-au bătut joc, mă, de cartonaș. Cum să-i pui, mă, 36 viteză? Te ești de bun la cap. Cum să-i pui 36 viteză? Valencia, da, joacă în Champions League. Na, n-ai, mă. N-ai cum, n-ai cum. Bă, dar ce dezamăgiți sunt. Ce dezamăgiți sunt, mama lor, mă. Nici nu știu ce să fac. Hai să văd. Hai să văd ăsta, Robertson. Dar bine, 200 nu mă deranjează. Ia să vedem. 81, 87. 81 intercepti. Doar 63 head accuracy. Bă, dar ce? Marking 78, 81. Bă, nu e wow, mă. Straight 66 nu e wow. Dar n-am ce să fac. Trebuie să-l iau pe ăsta. Bă, băga-mi-aș picioarele ei. Ah, și cât am așteptat pachetelul ăsta, mă. Mama lui de pachetel azi.
Le mai descrie pe astea două pentru SBC-ul, pește prăjit, deși ăla silver. Oh, hai că avem Word, hai că e bine. Franța, right, bă, Dembele, e Paris Saint-Germain, Mbappé, bă, ești prost, Mbappé, nu vine să cred, bă, nu se poate, frate. Ce-am zis că e Dembele, mă, și eram bucuros de la Barcelona, chiar îl vream pe jucătorul ăla, Mbappé și mai bine, mă, ăsta sigur vreo 200 de mii, 300 de mii, oare vreo fi, 300 de mii, cred, mă. Bă, ești nebun, Mbappé, mă, bă, nu vine să cred, mă, de la un pachetel de 7,5. Vai, nu-mi vine să cred, mă. La cât ghinion am avut-o la FIFA 18? Nu arată rău deloc echipa starter pentru prima săptămână. Vasquez, Asenjo care l-a luat pe 700, Nacho, Gamero care își face treabă, partner, dar suntem pentru Mbappé aici, nu e așa? Cel mai norocos pachetel după Messi, Team of the Season, care a fost întâi de mână, măcar ăsta e tradable. Ce jucător? High, medium, work rate, 4 stele weak foot, 5 stele skill move, am jucat 3 meciuri cu el, first owner evident, la un pachetel de 7,5, încă nu-mi vine să cred, nu mă așteptam, era făcut random pachetelul pentru SBC-ul ăla basic, aveam nevoie de niște jucători și am deschis alea două de 7,5 și aveam vreo 2 sau 3 bronze și 2 silver, ceva genul ăsta. Doar un gol, din păcate, joacă right wing, dar ce atribute are, frate. Deci accelerație 96, sprint speed 96, finishing 86, doar 79 shot power, dar aici merge un hawk, ridici puțin și stamina acolo, dribbling, agility 92, balance 83, composure 86, fantastic jucător. Heta care este doar 77, e un jucător fantastic, 400 de mii, nu 300, cât am zis inițial, 400, cu atât mai bine. Din păcate, asta e și motivul pentru care nu am băgat niciun cartonaș pe el, mă văd nevoit să-l vând. Un jucător fantastic, un jucător fenomenal, dar e foarte scump în momentul de față și eu cred că e mai important să investești în echipă și nu doar într-un singur jucător. Cu banii ăștia pot să-mi fac o echipă cât de cât bună, bunuță pentru început, cu care să mă duc să mă lupt cu capul sus, scuzați cacofonia, în Rivals. Da, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi. Până data viitoare, peace!